Bronzele și fructele de afin au proprietăți astringente, antibacteriene, antioxidante și diuretice. Țin glicemia în echilibru și aduc beneficii pentru vedere, digestie, dar și memorie. Afinul este un arbust stufos rămuros cu tulpină verde care se întâlnește în zonele montane. Frunzele și ramurile se coleg în perioada mai-septembrie, apoi se usucă în locuri aerisite. Fructele se recoltează când sunt bine coapte, iar ulterior se consumă uscate sau proaspete. Atât frunzele cât și fructele sunt benefice pentru sănătate. Ceaiul reglează glicemia. Datorită conținutului de fibre și antioxidanți, ceaiul de fructe de afin contribuie la menținerea nivelurilor de zahăr în sânge în limite normale și la absorpția glucozei. Se recomandă în alimentația persoanelor diagnosticate cu diabet de tip 2. Infuzia o prepar din două lingurițe de frunze uscate la 500 de ml de apă. Lași la infuzat 5 minute, apoi bei câte o cană de 3 ori pe zi. Se consumă cel mult un litru pe zi. Consumul excesiv poate cauza constipație. Siropul menține sănătatea ochilor. Afinele conțin un grup special de antioxidanți numit carotenoide, care ajută la reducerea riscului de cataractă și de degenerescență maculară. Siropul de afine îl pregătești din 3 kg de fructe, zeamă de la o lămâie și 100 de grame îndulcitor natural. Pui fructele într-o oală pe foc, adaugi zeama de lămâie și amesteci ușor. Când afinele se ridică la suprafață, le scoți din oală, strecori siropul și îl lasă fiarbă 10 minute. Adaugi îndulcitorul natural și fierbi încă 5 minute. Datorită flavonoidelor, afinele aduc multiple beneficii pentru creier. Acestea îmbunătățesc memoria și concentrarea. Studiile științifice au demonstrat că dacă sunt consumate regulat, afinele reduc riscul de Parkinson. Capsulele cu afin se mai recomandă și în bolile vasculare asociate diabetului, cum sunt cele din diabet. Prevină îmbătrânirea prematură. Antioxidanții afinelor ajută la combaterea radicalilor liberi din organism și reduc stresul oxidativ, relatează clicsănătate.ro.